Cea mai mare realizare a mea, sau calitatea mea, este faptul că de-a lungul timpului știu să creez echipe. Am creat echipe care unii au plecat, așa cum ați spus, fie în Franța, fie în Europa, fie în alte părți, au devenit valoroși. Oameni care au plecat din Iași, echipele s-au reconfigurat de fiecare dată, am o vorbă. Suntem buni atunci când, dacă pleacă un element din echipă, echipa poate funcționa la fel de bine în continuare. Deci, cred că formarea echipelor este, este cea mai importantă realizare și calitate. Cred că, din punct de vedere al satisfacției personale, realizarea de la zero a transplantului în iași.